Vitomitan. Și cu alea mai. Dar dacă partea părării are careva întrebări referitor la calificare sau la circunstanță ce țin de 200-202, care corespund la ce o întrebare și un fond, și copii se bază și alte chestiuni, suntem gata să răspundem la întrebări în partea părării. Păi, e show, dar cine a organizat show-ul ăsta? Nu știu. Și cu ce scop? Întrebați-mi și care a organizat. Cine a organizat? Deci, predați cum? Nu e vinovat. Ați avut de suferit în urma acestor acuzații și persecuții? Mai funcționați în procuratură? În formă scrisă sau verbală? Și care a fost natura acestor presupuse indicații în privința prejudicierii pe bugetul Procuraturii Generale prin plată indemnizație de concedere a unui Nicolae Ciclar. Deci, neînvinuirea care este, asta prima întrebare, nu este clar. În ce mod? Te-a dat indicații, verbal sau scris, neînvinuirea nu este clar. Și care a fost natura? Acasă să ne explice. Pentru că noi știm cum să ne apărăm. Neînvinuirea nu. A doua întrebare care am formulat. În ce mod șeful secției resurse umane, Procuraturii Generale Marie Cobzar, a dat indicație funcționarilor din subordinea sa să întocmească cu data de 23.01.2020 ordinul de încetare a suspenderii din funcție în Nicolae Ciproac, în formă scrisă sau verbală. Și care a fost natura acestor indicații? Pentru că procurorul scrie că, cum prima întrebare, că nu a dat indicații la Cobzar, Cobzar a instalat lucru. Trebuie să-mi spui, cum, verbal, scris, asta. A treia întrebare. Clerul funcționarii anumit din cadrul secției resurse umane a Procuraturii Generale, Maria Cobzar, a dat indicații să întocmească cu data 23.01.20 ordinul de încetare a suspenderii din funcție în Nicolae Ciproac. Din urmări nu-i clar. Și a patra întrebare. În baza căror norme legale poate fi catalogată drept infracțională, acțiunea de înregistrare cererii Nicolae Ciproac în registrul corespondenței intrare a secției resurse umane sub numărul 204, cum rezultă din textul învinuirii ștez. Părându său Maria Cobzar în aceeași zi, urmărind scopul îndeplinirii indicațiilor vădiției legale Buscărnovul Alexandru și pentru a ascunde intențiile infracționale, a asigurat înregistrarea cererii Ciproac Nicolae în registrul corespondenței intrare a secției resurse umane sub numărul 214. Și a cincea întrebare, care tot este în cerere și a dumneavoastră, căror drepturi sau interese protejate de lege ale Procuraturii Generale le-a fost cauzată o daună considerabilă prin acordarea lui Ciproac a sumei de 16.990, dacă suma dată ulterior până la punerea sesizării, pornirea cauzei penale a fost respinsă. Deci, nu întâmplător, am dat întrebarea asta pentru că în dispoziția fie scrisă a cauzat prejudicii directorul să interesul protejării. Pot vă spun că prima dată în istoria Republicii Moldova a fost expediat în instanță judecată un dosar pe fabula respectivă. Nu găsiți niciun dosar analogic ca ei înainte a fost expediat. În fiecare an, în mii de cazuri, da, când cineva a primit surplus sau mai puțin, din fiecare dată organele urmăririi penale fac numai încheiere. Că lucrurile astea nu trebuie să fie examinate în mod penal. Deci, în ce constă acuzațiile? Că ați dat indicații sau că a fost prejudiciat procuratura cu 160.000? Eu nu am avut, în general, nu am contact, legătură cu șeful secției de cadre. Asta tot prin cancelarea face. Deci, doamna Cobzariu a decis totuși, în fine, fără semnătura dumneavoastră. Unica lucru ce am făcut, asta la raportul domnului Chitoraca despre concediere, i-am pus o semnătură de acord de concediere și gata. De alocare sumei 160.000. Nu, uite, acolo nu este indicat sumă. Ce am făcut după că domnul Chitoraca a fost la mine la audiență și am spus că cer scuze, dar eu nu văd locul dumneavoastră în cadrul procuratorii, eu spus, eu înțeleg și el a coborât în cadre. A luat o cerere de model unde scrie tot. A semnat modelul ăsta și a lăsat în cancelare. Pe urmă i-am primit asta în mapă, având deja comunicări cu dânsul, și am pus de acord și gata.
pe urmă calculele astea au făcut contabilitatea, cadre și mai departe. Eu nu am semnat chiar documentele pentru transferarea banii, au fost semnați sau alți ani. Eu nu am semnat nimic. Eu nu am avut niciun comunicare cu domnul Chetoraga.